Hai de capul meu, mă apucă toate spumele. Iar începe, frate, cu antrenamentul. Contează foarte mult antrenamentul, auzi și tu. Contează tipul de antrenament. Bă, ești nebun? Haideți să dăm aici, pentru că aici mă încadrez eu. După cum știți, eu am avut 146 de kilograme și am slăbit 40 de kilograme. Am ajuns la 106 kilograme. Conform numărului de abonați, ar trebui să spună numai lucruri ok, nu? Numai lucruri bune. Și să vedem dacă nivelul de inteligență și de cunoaștere este direct proporțional cu numărul de abonați. Hai de capul meu! Vai de capul meu! Încep să mă enervez. Încep să mă enervez. Angel, tată, revino-ți! Salut! Sunt Otto de la Miere TVO, iar în clipul de astăzi vom vorbi despre Angel Fitness. Angel Fitness are unul dintre cele mai mari canale de YouTube. De fapt, cred că este cel mai mare canal de YouTube din țara noastră pe partea asta de fitness, de nutriție. Haideți să căutăm canalul să vi-l arăt. Ia uitați, fraților, are 174.000 de abonați. Vedeți aici, da? 174.000 de abonați. De ce fac clip din greșeli în fitness despre Angel Fitness, care are cel mai mare canal de YouTube din țară? Pentru că se presupune că dacă ai cel mai mare canal de YouTube, dacă ai 174.000 de abonați, înseamnă că trebuie să fii și cel mai inteligent, nu? Și să dai cele mai bune sfaturi. Dar oare toate sfaturile pe care ni le dă sunt corecte? Cum pot să mă compar eu, care am 1000 de abonați, cu el, care are 174.000 de abonați? Dacă ne luăm după abonați, asta ar însemna că eu nu trebuie să știu nimic despre fitness, iar el trebuie să fie expert, să știe absolut tot. Dar cu toate astea, să știți că are și el greșeli, pentru că acum câteva zile am căutat despre tipul somatic, despre tipurile somatice ale oamenilor. Am dat de niște clipuri, de o miniserie a lui, în care vorbește despre tipurile somatice, în care are foarte multe greșeli și vreau să-l corectez. Haideți să vedem. Deci voi scrie aici sus Angel Fitness, tipuri somatice. Și avem primul clip, tipuri somatice, ectomorfi, ăștia sunt cei slăbuți. Ectomorfi, mezomorfi și endomorfi și combinațiile dintre ele. Astăzi vom vorbi despre ectomorfi. Firav, are o structură osoasă mică, foarte rar adună și ceva grăsime, deci un metabolism foarte rapid, uneori prea rapid încât pentru foarte mulți este o problemă creșterea în masă musculară. Corect, aici are perfectă dreptate. Tipul ectomorf are oasele înguste, oasele subțiri și are probleme în a pune masă musculară. Este tipul acela slab, înalt și slab. Începem cu antrenamentul. Științific vorbind, acest tip reacționează foarte bine la antrenamentele scurte, intense, cu volum scăzut, dar frecvente. Deci genul acela de antrenamente de o oră, jumătate, două, în care faci 5-6 exerciții pe grupă și apoi stai o săptămână, nu ar trebui să existe. Este exact opusul. Deci ar trebui antrenamente cum ar veni sub o oră și eventual să faci de două ori grupele musculare într-o săptămână. De asemenea, antrenamentele ar trebui să fie mai lungi, undeva la 2-3 minute între seturi, deoarece se recuperează. Păi frate, ai zis mai devreme că trebuie să ai un antrenament mai scurt, acum spune că trebuie să ai un antrenament mai lung. What the fuck? Și în al doilea rând, este absolut greșit tot ce a spus el până acum despre antrenament. Fraților, nu contează ce tip somatic ai când vine vorba despre antrenamentul în sală, despre antrenamentul cu greutăți. Când vorbim despre antrenamentul cu greutăți, vorbim despre creșterea masei musculare, da? Despre faptul că vrem să punem masă musculară, de asta facem antrenament cu greutăți, de asta mergem la sală. Nu ca să slăbim neapărat. Antrenamentul cu greutăți arde foarte puține calorii, arde mult mai puține calorii decât cardio, de exemplu. De aceea nu trebuie să confundăm aceste două lucruri. Dacă vreți să faceți masă musculară, trebuie să vă antrenați pentru masă musculară. Nu contează că ești endomorf, ectomorf sau mezomorf. Nu are nicio treabă. Toată lumea trebuie să se antreneze exact la fel. Dacă ești un tip somatic anume, nu trebuie să ai antrenamente mai lungi sau cu greutăți mai mici sau cu greutăți mai mari sau mai multe repetări sau să ai pauze mai mici sau mai mari între serii. Astea sunt toate niște prostii, sunt niște aberații, fraților. Pentru creșterea masă musculară trebuie să faci antrenament cu greutăți specific creșterii în masă musculară. Adică undeva între 8 și 12 repetări, maxim 15 repetări pe serie. Iar greutatea ți-o alegi în funcție de câtă forță ai tu, de cât poți să duci. Dacă ți-e o greutate prea mare și vezi că faci 6 repetări, automat trebuie să micșorezi greutatea, da? Trebuie să iei o greutate mai mică, ca să poți să te încadrezi între 8 și 12 repetări. Iar dacă vrei să slăbești, antrenamentul pentru slăbit este cardio.
Un cardio de intensitate mică sau medie. Pentru că într-o oră de cardio de intensitate mică arzi mai multe calorii decât într-o oră de antrenament cu greutăți. Sunt chestii total diferite, nu trebuie să confundăm aceste două lucruri. Haideți să continuăm. Puțin mai greu. Cu toate acestea, volumul, adică numărul de seturi, numărul de exerciții și numărul de repetări, ar trebui să fie în funcție de experiența pe care o ai la sală. Dacă ești mai experimentat, ai 2-3 ani de sală, deja îți permiți să faci un volum mai mult, deoarece corpul s-a învățat cu un anumit volum. Exact, aici are perfectă dreptate. Dacă faci mai mult timp sală sau cardio sau orice exerciții faci tu, e normal ca într-un an, 2-3, de cât timp faci exercițiile acestea, cu cât trec mai mulți ani, cu atât corpul tău se va obișnui și vei suporta un antrenament mai lung sau mai intens. Dacă ești începător, vei avea un antrenament mai scăzut ca intensitate și ca durată, pentru că vei obosi mult mai repede. Dar dacă ești la început, poți face 3 exerciții pentru o grupă de mușchi, 4, 3, 4 seturi la fiecare exercițiu și ai terminat treaba. Când vine vorba de cardio, acesta ar trebui să fie limitat, deoarece deja este greu să îți atingi nivelul de calorii. Dacă mai adaugi și cardio care va consuma și mai multe calorii, va fi dificil. Cel puțin să aștepți până intri pe linia de plutire și apoi poți să adaugi. Exact, este foarte logic ce a spus aici și foarte corect. Dacă ai un tip somatic ectomorf care arde foarte multe calorii și nu reușești să pui pe tine efectiv nici grăsime, nici masă musculară, ești tipul acela schilod, e normal că nu trebuie să faci cardio. Eu aș spune că nu trebuie să faci chiar deloc cardio. Trebuie să eviți cât mai mult exercițiile cardio, pentru că altfel va trebui să mănânci mult mai mult. Tu oricum trebuie să mănânci într-un surplus caloric ca să pui pe tine. Dacă mai adaug și cardio și mai arzi încă 2-3-500 de calorii, vă dați seama că trebuie să mai mănânci plus extra încă 2-300-500 de calorii. Normal că trebuie să nu faci cardio, să eviți antrenamentele cardio. Conform tipului tău somatic, ar trebui să încerci să te antrenezi și conform tipului tău somatic, poate asta era problema. Să trecem la ce? Să încerci să te antrenezi. Ce a zis? Stai așa, să dăm înapoi un pic. Dacă nu ai avut rezultate și ai observat că nu te-ai antrenat conform tipului tău somatic, ar trebui să încerci să te antrenezi și conform tipului tău somatic, poate asta era problema. Nu, frate, nu trebuie să te antrenezi conform tipului tău somatic. Dacă faci antrenament cu greutăți, îl faci pentru a crește în masă musculară, e logic. Iar antrenamentele pentru creșterea în masă musculară sunt standard. Dacă ești ectomorf, asta nu înseamnă că trebuie să te antrenezi altfel față de un ectomorf sau de un mezomorf. Nu! Ca să crești în masă musculară, contează, v-am zis, să vă antrenați într-o rază de 8-12 repetări pe serie. Ok, haideți să trecem mai departe să vedem ce spune și despre alimentație. Să trecem la alimentație. Aici sunt lucrurile mai pretențioase. Ești genul acela de persoană care se chinuie să-și păstreze greutatea. Genul acela de persoană care poate mânca o pizza, să bei vreo două beri sau două sticle de cidru și a doua zi să nu ai cu 100 de grame în plus pe cântar. Din câte am observat, ectomorfii nu au mari beneficii dacă consumă carbohidrați simpli, adică zahăr, deoarece practic trec prin ei ca printr-un sac. Nu, corpul nu îi absorbe. În momentul în care consum carbohidrați complexi, corpul îi va absorbi și îi va trimite către masa musculară. Asta în cazul în care faci vreo formă de exerciții de rezistență. Nu, frate, iar a greșit aici. Deci nici nu contează că mănânci carbohidrați simpli sau că mănânci carbohidrați complexi. Tot ce contează este numărul de calorii. Dacă ești tipul somatic ectomorf care nu pune pe el greutate, mușchi, grăsime, nu pune nimic, e schilod, contează numărul de calorii. Dacă vrei să te îngrași sau să slăbești, tot ce contează este numărul de calorii. Dacă mănânci 2000 de calorii și nu te îngrași, mănâncă 3000 de calorii. Dacă vezi că nu te îngrași nici cu 3000 de calorii, mănâncă 4000 de calorii. Dacă nici cu 4000 de calorii nu te îngrași, mănâncă 5000 de calorii. Și până la urmă te vei îngrășa. Asta e toată șmecheria, nu contează ce mănânci. Plus de asta e foarte greu să mănânci 4-5000 de calorii pe zi numai din alimente sănătoase. Iar recomandarea mea este să mâncați și grăsimi. Dacă vă faceți o salată, pune, frate, acolo 2-3 linguri de ulei de măsline. Dacă îți faci un nou, nu mai separa ou de gălbenușul de albuș, să mănânci doar albușul. Mănâncă și gălbenușul, mănâncă ouăle între. Tu trebuie să mănânci cât mai multe calorii, iar grăsimile au cele mai multe calorii. Un gram de grăsime are 9 kilocalorii, un gram de carbohidrat are 4 kilocalorii, la fel ca un gram de proteină. Deci trebuie să mănânci mai multe grăsimi ca să-ți fie mai ușor, să poți să mănânci mai multe calorii. De asemenea, trebuie să vă găsiți soluții sănătoase, grăsimi sănătoase, cum ar fi uleiul de măsline, avocado,
oleaginoasele, nucile, alunele, caju, toate lucrurile acestea. În fine, haideți acum să trecem la următorul clip, pentru că v-am zis, are mai multe serii, mezomorfii, ăștia ne interesează. Haideți să dăm la tipul somatic al meu, pentru că mezomorfii sunt cei mai binecuvântați din punctul ăsta de vedere practic. Uite și ăsta, tipul somatic endomorf. Haideți să dăm aici, pentru că aici mă încadrez eu. După cum știți, eu am avut 146 de kilograme și am slăbit 40 de kilograme, am ajuns la 106 kilograme. Haideți să vedem ce spune despre tipul somatic endomorf, să vedem dacă are dreptate sau nu. Conform numărul de abonați, ar trebui să spună numai lucruri ok, nu? Numai lucruri bune. Haideți să vedem dacă putem să îl contrazicem cu ceva. Și să vedem dacă nivelul de inteligență și de cunoaștere este direct proporțional cu numărul de abonați, nu? Robust, crește ușor în masă musculară, membrele, atât brațele cât și picioarele, sunt destul de scurte. Frate, nu asta contează că membrele sunt scurte. Grăsimea se adună în zona abdomenului ca un colac de salvare sau ca o anvelopă auto. Ca o paranteză, când eram mic, una din rude îmi spunea omulețul Michelin. Picioarele sunt grase, iar per total ca și aspect, are un aspect pufos, deci indiferent de ce antrenament ați face sau ce suplimente ați lua, nu vă aștept. Grăsimea nu se adună neapărat în jurul abdomenului sau în jurul taliei. Într-adevăr, la bărbați în general, acolo se adună cea mai mare cantitate de grăsime. Dar în cazuri particulare, oamenii sunt diferiți și pot acumula grăsime în diferite părți ale corpului. Unul poate să aibă mai multă grăsime pe spate, altul poate să aibă mai multă grăsime pe brațe sau pe picioare, altul poate să aibă mai multă grăsime în jurul abdomenului, cum a zis și el. Așteptați să arătați ca un fel de hartă cu râuri. Da, exact. Noi care suntem grași, care am fost grași, care am fost obezi, care suntem tipul somatic endomorf, adică ne este foarte greu să ne definim, să avem mușchii foarte, foarte vizibili. Să ajungem la un nivel de țesut adipos, adică de grăsime, foarte scăzut și să fie, cum a zis el, o hartă cu râuri, adică să fim plini de vene și așa mai departe. Aici are foarte mare dreptate. Acesta suportă un volum mult mai mare de antrenament și antrenamentele mai lungi sunt oarecum benefice, deoarece reușește să ardă o cantitate mai mare de, un număr mai mare de calorii. Ha, aceeași greșeală, frate. Auzi, tu suportă un antrenament mai lung. Doamne. Dacă ai 200 de kg, cum frate să suporți un antrenament mai lung? V-am mai explicat, toată lumea trebuie să se antreneze la fel când e vorba despre masă musculară. Nu contează tipul somatic. Dacă vrei să arzi mai multe calorii, nu arzi caloriile din antrenamentele cu greutăți. Le arzi din cardio. După ce termini antrenamentul cu greutăți, faci o oră de cardio, o oră de mers, o oră de bicicletă, o oră de ce vrei tu. De cardio la intensitate joasă, care să-ți permită să-ți găsești un ritm și să poți să-l faci pe o perioadă mai îndelungată, cum ar fi o oră. Asta e toată șmecheria, nu e nicio diferență de antrenament între endomorf și ectomorf. Când vorbim despre antrenamentul cu greutăți, vorbim despre creșterea masei musculare. Iar antrenamentul pentru creșterea masei musculare este standard. Antrenament cu greutăți, între 8 și 12 repetări. Haideți să continuăm. Antrenamentul se recomandă a fi între 8 și 15 repetări, dar aici ne referim în special la culturism, la obținerea unui corp estetic, frumos, crescut în masă musculară, dar Da, pentru că asta e vorba, despre asta e vorba. Când te duci la sală, vrei să crești masa musculară și faci un antrenament între 8 și 12 repetări, cum a zis și el, maxim 15 repetări. Așa trebuie să facă și ectomorfii, nu numai endomorfii. Morfii sunt și foarte buni powerlifters sau foarte buni strongmen, deoarece au această structură masivă. Este foarte... Exact, cum a zis și el aici, a zis foarte bine. Endomorfii, pentru că sunt foarte masivi și au o greutate mare, sunt foarte buni pentru sporturile de forță, cum ar fi strongman. Cu cât ai o greutate mai mare, cu atât poți să ridici o greutate mai mare. Rar când vezi un ectomorf care are o structură foarte firavă să ridice, nu știu, ceva la strongman, o tonă, o piatră, să care un avion după el. De obicei sunt oameni robuști și destul de scunzi. Cardio de... Nu contează înălțimea, nu contează cât de scund ești sau cât de înalt ești. Uitați-vă la Thor, la Bjorn Thorson, care a câștigat de două ori, de trei ori, nu știu, campionatul mondial de strongman. Omul are 2 metri, e un munte de om. Nu contează că ești scund sau nu contează lungimea membrelor. Astea sunt prostii, frate. Nu contează că ești un tip firav sau cum a zis el. Contează efectiv masa musculară. Contează efectiv greutatea pe care o ai,
Cu cât ai o greutate mai mare, cu atât poți să tragi sau să ridici mai mult. Dacă ai 200 de kg, e normal că poți să tragi un camion. Unul care are 60 de kg nu va putea să tragă. Destul de mult. În general, HIIT în combinație cu cardio de intensitate joasă. Chiar dacă ați terminat perioada de... Sta, ce a zis? HIIT? HIIT în combinație și destul de scunzi. Cardio destul de mult. În general, HIIT în combinație cu cardio de intensitate joasă. Chiar dacă ați terminat perioada de definire, tot ar trebui să faceți ceva cardio pentru a vă... HIIT? Doamne, trebuie să faci HIIT. Cum să faci, frate, HIIT când tu ai 200 de kg, când tu ai 150 de kg? N-ai cum, frate, să faci HIIT. Endomorfii sunt oamenii care acumulează foarte ușor grăsimea. Deci sunt oamenii care sunt grași, care au o predispoziție pentru obezitate morbidă. Nu ai cum să iei un om care este atât de mare să îl pui să facă HIIT, pentru că HIIT-ul reprezintă antrenamente intense, High Interval Intensity Training. Adică nu poți să faci niște antrenamente intense la modul 30 de secunde, nu știu, faci sărituri sau nu știu ce mai faci tu pe acolo, da? Să-ți crească pulsul foarte tare și după aia 30 de secunde stai. După aia iară 30 de secunde faci alt exercițiu, iară 30 de secunde stai. Ăsta e antrenamentul HIIT. Antrenamentele HIIT nu sunt bune pentru oamenii care sunt mari, pentru oamenii care sunt grași, pentru că le forțezi foarte mult încheieturile. Oamenii aia o să aibă probleme cu încheieturile. De fapt, ei deja au probleme cu încheieturile și cu ligamentele, pentru că sunt enormi și corpul lor, oasele lor, adică trebuie să suporte o greutate foarte mare și automat au probleme cu încheieturile și cu ligamentele. Nu poți să pui un om din ăla să facă HIIT. Deci în niciun caz HIIT. Pentru endomorfi, cel mai simplu și cel mai bun exercițiu și numai pentru endomorfi. Pentru toată lumea care vrea să slăbească, cel mai bun exercițiu de slăbit este antrenamentul cardio de intensitate mică care îți permite să poți să faci o oră. Punct! Menține definiți, deoarece ori mănânci, faceți ceva cardio pentru a vă menține definiți, deoarece ori mănânci foarte puțin, ceea ce nu este recomandat, ori mai faci cardio din când în când pentru a te menține definit. Corpul va crește foarte repede și va adăuga foarte repede țesut adipos. Proteinele ar trebui... Exact, are dreptate aici. Noi trebuie să facem mereu cardio, dar nu HIIT. Noi trebuie să facem mereu cardio pentru că acumulăm foarte repede grăsime. Iar referitor la numărul de calorii, trebuie să stai cu caloriile destul de jos. Undeva la 1500-2000 de calorii dacă vrei să slăbești. Într-adevăr, nu e recomandat să mănânci prea puțin, dar nici dacă nu vei scădea numărul de calorii undeva în raza asta de 1500-2000 de calorii, nu vei slăbi. Decât dacă faci, cum v-am zis, faci antrenamentul greutăți și faci și cardio timp de o oră. Adică trebuie să faci 2 ore minim de antrenament pe zi. Și atunci vei putea mânca mai mult, într-adevăr. Te vei putea duce undeva la 2500 de calorii, poate chiar 3000. Depinde câte calorii arzi, depinde cât de intense sunt antrenamentele tale. Dar într-o oră la un antrenament cu greutăți, nu arzi mai mult de 200-300 de calorii. Iar o oră de cardio poți să te duci până în 500 de calorii. Poți să te duci și mai mult, bineînțeles, dar mai intens, așa, nu să mergi să o lălăi așa timp de o oră prin parc la mers super lejer, să nu simți absolut nimic. Bineînțeles, dacă ești obez la început, vei merge poate chiar 15 minute, că nu vei putea, dar ușor, ușor, scopul tău este să ajungi la o oră și după aia să crești intensitatea antrenamentului. În loc să mergi cu, nu știu, 3 km pe oră, să mergi cu 4 km pe oră. În loc să faci, să zicem, 2 km într-o oră, după aia să parcurgi 3 km într-o oră. După aia 4 km într-o oră. Adică să mergi din ce în ce mai repede. Pentru a arde mult mai multe calorii și pentru că, la un moment dat, corpul se va obișnui. Cicliștii care au un antrenament foarte greu, un antrenament cardio foarte intens și de lungă durată, gândiți-vă că ei într-o oră poate să ardă și 700-800 de calorii, dar ei au un ritm infernal la un moment dat. Ei sunt antrenați timp de ani de zile, de zeci de ani de zile pe chestia asta, adică noi nu putem să ajungem la nivelul ăla. Plus de asta, noi facem și antrenament cu greutăți. Nu poți să te duci într-o zi să faci picioare și apoi să faci o oră pe bicicletă sau o oră de alergare, pentru că îți vei arde efectiv picioarele. Te vei supra-antrena și nu te vei mai putea recupera. Trebuie să fie peste 2 grame pe kilogram. Ce? Adipos. Proteinele ar trebui să fie peste 2 grame pe kilogram. Carbohidrații... Proteinele trebuie să fie peste 2 grame pe kilogram corp. Pentru că ești endomorf. Pentru că ești obez. Deci nu are nicio legătură, frate. Ce legătură are proteina cu
cu slăbitul, cu tipul somatic. Ca să slăbești ai nevoie să mănânci mai puține calorii, să fii într-un deficit caloric. Dacă ai 150 de kg, asta înseamnă că trebuie să mănânci 300 de grame de proteină pe zi, adică peste 300 de grame, că ai zis peste 2 grame de proteină. E imposibil să mănânci atât, pentru că nu vei mai slăbi după aia. Vei trece naiba de 1500-2000 de calorii. Voi credeți că atunci când aveam 150 de kg eu mâncam 300 de grame de proteină? Nu, frate, am mâncat între 60 de grame de proteină și 100 de grame de proteină. Iar acum de când am început să slăbesc mai mult, am început să mănânc puțin mai multă proteină. Dar vă garantez, un gram pe kilogram corp este suficient, mai ales dacă ești la început, dacă ești începător și vrei să slăbești. Pentru că oricum corpul tău va asimila masă musculară, pentru că ești la început. Tu n-ai făcut niciodată antrenament cu greutăți, nu ai oferit niciodată un stimul mușchiului. Și normal că va crește. După un an, doi ani de sală, atunci, într-adevăr, poți să mănânci mai multe grame de proteină. Și când ajungi expert, trebuie să mănânci 2 grame de proteină. Când ești culturist, frate, nu când ești obez, nu când ești gras, când ești începător. N-are nicio legătură una cu alta. Trebuie să fie destul de scăzut, iar grăsimile sănătoase... Carbohidrații ar trebui să fie destul de scăzuți, iar grăsimile sănătoase ar trebui să fie mai ridicate. Cât? Hai de capul meu! Vai de capul meu! Încep să mă enervez. Încep să mă enervez. Angel, tată, revino-ți! Și auziți și voi ce a zis? Grăsimile trebuie să fie undeva mai sus? Doamne ferește, exact invers, Angel! E invers, prietene! Un tip slab, un tip ectomorf trebuie să aibă grăsimile sus, pentru că grăsimile, cum am zis mai devreme, sunt bogate în calorii și automat un tip ectomorf, un tip slab are nevoie de mai multe calorii și le poate lua mai ușor din grăsimi, pentru că el oricum nu asimilează caloriile și nu asimilează grăsimile. Iar un tip gras, un tip endomorf, care este gras, nu are cum, frate, nu ai cum să-i spui că trebuie să mănânci mai multe grăsimi, ai nebunit la cap și mai puțin carbohidrați. Din contră, trebuie să stea cu grăsimile foarte, foarte jos, undeva la 20-30 de grame pe zi, maxim 50 de grame de grăsimi. Cum ne-a să slăbească el dacă tu îi spui să stea cu grăsimile mai sus? El fiind foarte gras, are nevoie de energie, are nevoie să se motiveze, să se ridice din pat, pentru că e tot timpul somnoros. Pentru că probabil este sedentar, pentru că de asta a și ajuns obez. Nici de cum nu trebuie să stea cu grăsimile sus și cu carbohidrații jos. E exact invers, trebuie să stea cu carbohidrații un pic mai sus pentru a avea energie, pentru a se face chef să iasă din casă, să facă mișcare, să-și facă antrenamentele. Dar oricum asta nici nu contează atât de mult. Proporția, v-am zis, nu contează proporția. Tot ce contează este numărul de calorii. Proporția contează în momentul în care nu poți să-ți atingi obiectivul de calorii. De exemplu, dacă ești un tip slab și trebuie să îți atingi un număr mare de calorii, deci obiectivul tău este să mănânci cât mai multe calorii, atunci trebuie să mănânci mai multe grăsimi, pentru că îți va fi mai ușor să-ți atingi acest obiectiv. Iar dacă ești un tip gras, un tip endomorf, trebuie să mănânci mai puține calorii și atunci trebuie să eviți grăsimile, nu să ai un nivel de grăsimi mai mare, pentru că ele au foarte multe calorii, grăsimile, și trebuie să stai cu grăsimile cât mai jos pentru a putea să-ți atingi scopul mai ușor, acela de a mânca mai puține calorii, de 1500-2000 de calorii pe zi, și să nu fii înfometat toată ziua, să nu simți foamea, să nu mănânci așa doi pumni de mâncare toată ziua. Doamne, deci nu vine să cred cât de greșeli. 178.000 de abonați, frate. 178.000. Ține de suplimente, știți că v-am spus la mezomorf și la ectomorf. La fel, dacă nu ați văzut celelalte serii, vă recomand să vedeți toată miniseria de la videoul 1, chiar dacă nu sunteți ectomorf sau mezomorf, sunt informații care se regăsesc și pentru endomorf, cum ar fi folosirea suplimentelor și odihna și somnul și așa mai departe. Doamne ferește, la ce mai mult, frate, la celelalte clipuri, că sunt mai tâmpenii aici. Ci că informații de calitate, auziți și voi, și ne bagă suplimente pe gât. Frate, suplimentele nu sunt obligatorii. Eu am slăbit fără suplimente. În ultimele luni am început să-mi cumpăr pudră proteică și batoane proteice pentru a crește un pic nivelul de proteină. Pentru că vreau să consum mai multă proteină, pentru că mi se părea că mănânc prea puțină proteină. V-am zis, mâncam între 60 și 100 de grame de proteină pe zi. Astea sunt prostii, nu vă recomand suplimente, fraților, nu trebuie să luați suplimente. Acum să revenim la suplimentele pentru endomorfi. Nu este necesar. Ia să vedem acum suplimentele pentru endomorfi. O sursă de carbohidrați simpli în timpul sau după antrenament. Deci, cu niște BCA-uri în timpul... În timpul endomorfi nu este necesară o sursă de carbohidrați simpli în timpul sau după antrenament. Deci, cu niște BCA-uri în timpul antrenamentului și cu niște proteine simple după
vă faceți treaba. Cât ține de recuperare, acesta se recuperează destul. Da, aici sunt de acord cu el. Nu aveți nevoie de carbohidrați simpli, pentru că acești carbohidrați simpli, adică, nu știu, ciocolata, lucrurile dulci, adică zahărul, da, are calorii și nu ai nevoie de calorii în exces, pentru că altfel nu vei mai putea să slăbești. Dar asta nu înseamnă că trebuie să mănânci mai multe grăsimi, să stai cu grăsimile mai sus, cum a zis el mai devreme. Iar un tip slab poate să mănânce mai multe calorii, deci rezultă că poate să mănânce mai multe tâmpenii, mai mult zahăr, mai mulți carbohidrați simpli, pentru a crește numărul de calorii pe care îl consumă. Haideți să continuăm. De repede, dar aici contează foarte mult și antrenamentul, pentru că... Hai de capul meu, mă apucă toate spumele! Iar începe, frate, cu antrenamentul. Contează foarte mult antrenamentul, auzi și tu. Contează tipul de antrenament. Bă, ești nebun? Chiar dacă ești endomorf, poți alege să te antrenezi mai puțin și mai des. Deci nu este o regulă de aur pentru toată lumea. Este vorba de timp, de stilul de viață, plus trecem imediat, sunt și combinațiile dintre toate aceste tipuri. Nebuneți, gata, nu mai pot să mă uit. Nu mai vreau să mai mă uit la combinațiile lui de tipuri. Fraților, tipul somatic nu este atât de important în ceea ce privește antrenamentele. Pentru masă musculară, trebuie să vă antrenați la fel. Nu contează că sunteți ectomorfi, că sunteți endomorfi sau că sunteți mezomorfi. Pentru creșterea în masă musculară, trebuie să vă antrenați la fel. Repet, trebuie să vă antrenați la fel. Iar dacă sunteți grași, dacă sunteți endomorfi, trebuie să adăugați antrenament cardio de intensitate mică, niciun caz HIIT. Pentru că acolo se ard mai multe calorii decât în antrenamentul cu greutăți. Iar dacă sunteți slăbănogi, adică ectomorfi, trebuie să aveți grijă cu antrenamentele cardio. Deși culmea, paradoxal, slăbănogii sunt foarte energici și se plimbă tot timpul, merg pe jos foarte mult, sunt foarte activi, sunt hiperactivi, iar grașii sunt foarte leneși și sunt foarte sedentari. E o chestie atipică, dar adevărată. Așa că dacă ești slab, frate, încearcă să stai mai mult, încearcă să-l copiezi pe unul gras, adică să fii dracu mai sedentar, să te duci să te antrenezi cu greutăți ca să pui masă musculară și în rest să stai mai mult, să stai și să mănânci. Iar ceilalți, endomorfii, trebuie să-l copieze pe unul care este ectomorf, adică să fie mai activ, să se ducă să se plimbe, să nu mai se plimbe cu mașina tot timpul, să se ducă la cumpărături pe jos, să se ducă în piață pe jos, să se ducă seara să facă o plimbare în parc, să-și facă antrenamentul cu greutăți exact cum își face și cel slăbănog și să mănânce mai puține calorii, adică să mănânce chestii care au mai puține calorii pentru a putea mânca un volum cât mai mare, să evite grăsimile și să mănânce lucruri slabe în calorii, cum ar fi fructele, legumele și așa mai departe. Te uiți acolo frumos pe etichetă și dacă vezi că are multe calorii pe 100 de grame, aut. Ce înseamnă multe calorii pe 100 de grame? Dacă are undeva la 200-300 de calorii pe 100 de grame, este un procentaj mediu, ca să zic așa. Ce are peste 200-300 de kilocalorii pe 100 de grame, nici nu trebuie să te atingi de ele, trebuie decât să le guști. Pentru că dacă vei mânca foarte mult din acel lucru, îți vei consuma foarte repede cele 1500-2000 de calorii pe zi și vai ajunge să mănânci foarte puțin și nu vei fi sătul niciodată, vei face mereu foamea. De aceea trebuie să mănânci foarte multe fructe și legume, pentru că ăstea au în general 20, 30, 40 de kilocalorii pe 100 de grame. Și vei putea mânca în pana mea câte un kil la masă. Mănânci un kil de roșii, are 300 de calorii. Mănânci un kil de pepene, are 300 de calorii. Mănânci 100 de grame de ciocolată, are 500 de calorii. Din care crezi că te vei sătura mai repede? Dintr-o 100 de grame de ciocolată sau dintr-un kil de pepene? De fapt, 2 kg de pepene ca să aibă 500 de calorii cât are 100 de grame de ciocolată. Gata, gata, cum am enervat. Oprim aici clipul. Fraților, sper că ați înțeles ceva din informațiile pe care vi le-am spus. Aveți grijă pe cine urmăriți. Nu zic să nu-l urmăriți pe Angel, dar trebuie să fiți conștienți că toată lumea greșește și faptul că ai mai mulți abonați decât altcineva, asta nu înseamnă că te face mai deștept. Nu înseamnă că ai mai multe informații, nu înseamnă că știi tu mai multe lucruri și trebuie să vă gândiți singuri și să fiți logici în gândire și să vă luați informația corectă. Voi decideți singuri de unde vă luați informația. Nu vă mai uitați că un om este cunoscut, că este celebru, că are mulți abonați, asta nu înseamnă că este mai deștept decât altă persoană. Gândiți-vă doar așa, un antrenor de fitness, de culturism, care îl antrenează pe Mr. Olympia. Frate, niciodată nu poate să arate sau să aibă atâția urmăritori cât are Mr. Olympia. Dar asta nu înseamnă că e mai prost și că nu știe mai multe informații decât campionul la culturism, decât Mr. Olympia, da? Dacă ai 200 de kg de mușchi sau dacă arăți mai bine decât un om, dacă ești mai definit, dacă ți se vede abdomenul, dacă ai pătrățele sau dacă ai mai mulți abonați,
mai mulți follower pe rețelele sociale, asta nu înseamnă că automat ești mai deștept decât altă persoană. Băgați bine la cap chestia asta. Cam atât pentru clipul de astăzi, fraților. M-am enervat, trebuie să mă duc să mă calmez, să-mi fac un ceai, să mănânc o linguriță de miere. Până data viitoare, eu sunt Otto. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. Și bineînțeles, nu uitați să-mi lăsați în comentarii pe cine ați vrea să mai analizăm în clipul următor. Până data viitoare, ursul vostru vă salută. Ciao! Când termin cu tine, vine clar smurdu. Ca un film prost de la Hollywood. Trăiesc visul american ca la Hollywood. Ce mai contează unde sunt născut? Unde? Care old school? Sunt new school. Ăștia văd ca tine, nu prea sunt cool. Păi de ce mă faci, frate, nu să te înjuri? Când te văd cu pantalon, ne rupți în cur. Când termin cu tine, vine clar smurdu. Ca un film prost de la Hollywood.